Țopăilă din piață, bă, că-i plac și leguțanțele. Hai, dar cum să nu reproduc unul și din ăsta? Să vedem ce face. Dar de ce să nu? Ah, gunoiul altuia cu 20 de lei poate fi comoara mea. Dar de ce nu? Am reprodus-o dintr-o grămadă care nu i-am zburat, care nu mi-a confirmat nimic. No. Și pui o reșit. Și am zburat pe ei. Și au fost care au mers, au fost care nu au mers. Că așa îi în chestia asta. Unii merg așa și așa, unii nu merg deloc. Poate să fie chiar frați între ei. Hai băi, Gerezano de Salonta. Gerezano de Salonta. Ha. Deci ce simpatic e cu mare pata aia păgușă că seamănă pe tancul, numai că ăsta e roșu, s-a dat piciorul și solzat. Bă, încă mă întreb, de unde Dumnezeu a ajuns ăsta în piață în Salonta? Deci încă mă întreb. Încă mă întreb. Am nu mai arat guțanca, guțanca e la mine mână. E aici, jos, nu vede. A bine, amiguito. Uite. Ce e eu. Jerezano de Salonta. Jerezano din piață. Hai, amiguito, v-am pupat. Fii atent cum dă din cap, cum comunică. Bă, bulanule, lumea nu mi-i scoate ceva, e fenomenie din ale de pui. Dă-i vânt pe tăți ăștia la alții, sau îi mânc. Uite, uite, ce coamă face. Cu cușatul. Începe să ne purlească și el pe lângă cioc. Bă, arată ca un spaniol de la primitiv, pui mei știe. Are și ceva picioron. Poate să fie și cu Horseman, și cu dracu, știi cu ce poate fi în el, multe chestii. Eu l-am judecat numai după caracterele spaniole care le-am văzut la el. Dar bine, și ai mei, și inclusiv moroncelul are picioranje și n-are nicio treabă cu gușații ăștia înalți. Și cu gușa sus. Mai ales că ăsta n-are gușa sus, are gușa picată. A bine, amichito. Hai să fie cu salut. La revedere. Ne vedem cu bine. Pa!